Mulțumesc foarte mult, Florentina. Vă spuneam un pic mai devreme că un procuror din Arad s-a alăturat protestatarilor. Este vorba despre domnul Florin Roman, care este acum în legătură telefonică directă cu noi acum. Bună ziua, domnule Roman. Doamne ajută, poporul român, vă iubesc. Cum ați decis să vă alăturați acestor proteste? De multă vreme mă macină sentimentul de inutilitate, făcând parte dintr-un sistem atât de complicat și atât de prins în propriile non-valori, încât trebuia să mă exprim o dată și o dată. Am mai făcut-o și pe alte canale regionale deja și vreau să vă spun că susțin cu tot sufletul ceea ce manifestă acum oamenii pașnici, non-violenți, și anume cer și eu în numele multor colegi de-ai mei, chiar dacă neoficial, pentru că nu am mandat oficial de a reprezenta pe cineva, dar starea de spirit în rândul magistraților este aceeași, atât la noi în Arad, cât și în multe alte orașe din țară, pentru că vreau să subliniez faptul că am făcut facultatea la București și am mulți colegi în toată țara. Deci spuneam că starea de spirit este aceeași, de lehamite și dezgust față de un guvern absolut incompetent și ticălos, inclusiv față de un președinte care nu ne mai reprezintă de mult pe noi românii. Dorim schimbarea lor, dar nu cu altcineva de pe scena politică. Am fost coleg și cu domnul Titus Corlățean și îmi pare rău că trebuie să o spun, nu știu, poate este una dintre puținele persoane, că au mai rămas poate vreo 2 sau 3% dintre actualii politicieni care poate încă nu sunt pătați. Îl știu pe Titus Corlețean, a fost chiar corect de cameră cu el și îl știu că și-a păstrat verticalitatea și spiritul de luptă. Și spuneați că îl cunoașteți și pe ministrul de interne. În legătură cu ministrul de interne vreau să vă spun că suntem amici, poate chiar prieteni, aș putea spune, deși în ultima vreme nu ne-am mai întâlnit de când este ministru. Ar vrea să-i adresez și lui un mesaj pe simplu. Costele, ar fi bine să-ți dai demisia de onoare, încă mai poți salva ceea ce cunosc că ești un om de omenie, măcar fii tu primul care deschizi această portiță, dă-ți demisia de onoare, pentru că nu ai ce căuta acolo, tu ești un om de omenie, dar pălăria este prea mare pentru tine, pălăria de ministru. Și tuturor colegilor din țară, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, aș vrea să le transmit un mesaj, cred că este vremea, mai sunt în vedere că astăzi este ziua Unirii Românilor, este vremea, dragilor, să vă aduceți aminte că sunteți din popor și pentru popor. Nu mai apărați această putere coruptă până în mâdăva oaselor. Alăturați-vă și voi poporului. Hai să-i dăm jos pe acești criminali ai țării care ne-au furat în ultimii 22 de ani, cum nu ne-au furat tot și tătali în 400 de ani. Domnule procuror, în meseria dumneavoastră, ce au însemnat acești ultimi ani? În general, pentru cea, n-am sesizat întrebarea. În meseria dumneavoastră de procuror, ce s-a întâmplat în acești ultimi ani? Vreau să vă spun că meseria mea, eu am fost întotdeauna un magistrat liber, pentru că mama m-a învățat în cei 7 ani de acasă să fiu respectuos și cu credință în Dumnezeu. Nu a fost afectat eu personal, dar colegii mei au fost afectați. În ce sens? În sensul că eu întotdeauna am fost așa un combatant, întotdeauna am fost un... cum să vă zic, un Don Quixote, m-am luptat, am apărut și altă dată la televiziune cu proteste, am sărit când am putut, am încercat să mobilizez oamenii, din păcate, majoritatea colegilor mei magistrați le lipsește curajul, altceva nu am ce să le reproșez, le lipsește curajul și stau, nu știu, poate n-ar trebui să spun lucrurile astea, dar să mulțumesc cu un birou călduț și cu salariile astea care totuși sunt bune, eu am salariul de echivalentul la 2200 de dolari și ar putea să stau liniștit în banca mea, dar sufletul meu de român și de creștin, de ortodox, nu mă lasă să stau liniștit și nu știu colegii mei ce fac, au sărit numai când s-au tăiat din salarii. Acum când poporul are nevoie să vadă că noi magistrații suntem cu ei și suntem din același popor, nu știu de ce stau atât de liniștiți. Ar trebui să, colegi, dragi colegi, procuror, judecători, repet mesajul, procurori, judecători, avocați, polițiști, jandarmi, demonstrați că sunteți din popor, sunteți cu poporul. Deciziile acestui guvern incompetent au afectat și familiile voastre, în egală măsură, pe părinții voștri, pe bunicii voștri, pe rudele voastre și pe voi înșivă. Hai să terminăm o dată cu corupția, cu oția și să instaurăm un guvern nepătat politic, un guvern cinstit, un guvern de oameni care sunt în stare să-și dea și viața pentru cei din jurul lor. Un guvern de oameni
credincioși și cu frică de Dumnezeu. Deci asta dorim. Eu am și un plan de redresare, dacă cineva va ține vreodată cont de el. Întâmplător sau mai puțin întâmplător, am lucrat la o carte în perioada asta, în ultimii 2 ani, și acum, peste vreo 3 săptămâni, va fi o lansare, dacă ne ajută Dumnezeu. Și cuprind acolo o mulțime de idei pe care m-aș bucura să fie împărtășite de cât mai mult, sau dacă nu, să facem o dezbatere de idei pe această temă, și sunt convins că există soluții. Dar vă spun că soluția principală pentru a ieși din acest impas a poporului român este întoarcerea la Dumnezeu, pentru că noi suntem un popor ortodox de 2000 de ani. Mulțumesc foarte mult, domnule Roman, pentru că a fost astăzi alături de noi.